avem un scop comun, toată țara deja cunoaște că vom fi, cred că, vom fi în exclusivitate. Deci participarea noastră la alegerile prezidențiale, în exclusivitate, suntem unicul partid care a fost desemnat, sau candidatul care a fost desemnat de cetățeni din toată țara. Ați comunicat deja cu sute, cu mii de oameni în teritoriu, toți știți că oamenii așteaptă să înceapă această procedură de colectare a semnăturilor. Noi acum imediat vom organiza ședința Consiliului Național a partidului nostru. Consiliul deja este desemnat din partea cetățenilor. Vom merge la CEC, vom depune actele. Vom fi în contact permanent cu toți cei care vor fi implicați în colectarea acestor semnături. Уверен, что мы будем одни из первых, которые зарегистрируются, но мне не столько важен, под каким номером мы будем зарегистрированы в избирательном бюллетене. Мне важно, чтобы первое число вечера, когда будет читаться голоса, вся страна понимала, что на самом деле девиз «Сила прав». Поэтому вам еще раз огромное спасибо, вам успехов. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что мы должны показать в том числе и образцовый сбор подписей. То есть, чтобы, да, по закону нужно 15 тысяч, мы будем собирать 25. Все должны увидеть, что у нас порядок, даже когда речь идет о сборе подписей. Желаю вам успехов, я Жанель, вам успехов. Сегодня заседание Национального совета нашей партии, я бы сказал, больше носит формальный аспект, потому что все-таки меня выдвинули люди, и сегодня решение Национального совета нашей партии, в принципе, выполняет пожелания всех людей, которые высказались, и это видела как бы вся страна. Мулцимет тот коллеги, коряв винит ден туата цара. Сунт Букурос кал винит туате осуте ди персуани, кари ворфи ди 17 пентру коллектаре семнатурилор. Дич пунем лавот пункту дойку привире ла конспира группы ди инициативы пентру коллектаре семнатурилор. Чини есть и пентру. Vă mulțumesc unanim. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Ai dat un document? Îți dătați? Da, desigur. Dați-mi, rog, bine. Să ne registrăm. Am emoții deoarece sunt primele alegeri prezidențiale din viața mea, deoarece în 2016 a fost modificată vârsta, n-am putut candida. În 2014, cum a confirmat și CEDO, am fost scos ilegal din cursă și pot să vă spun că vor fi primele alegeri cu participarea mea. Adică eu nu că sper, dar sunt sigur că deja ceea ce s-a întâmplat în 2014 și în 2016 nu își va permite nimeni să o repete. Am avut emoții când am susținut această conferință de presă în fața la cetățeni din toată țara. Sunt bucuros de faptul că sunt unicul candidat care de iuro a fost delegat din partea partidelor, dar de fapt s-au pronunțat 10.000 de cetățeni din toată țara. Sper să avem o campanie curată, sper să avem candidații necătând la culorile politice să-și respecte unii pe alții. Adică fără troli, fără blogeri, fără telegram canale, că cum i-am văzut ultimele două zile, toți socialiștii răspândeau deja cu sate, vrea să aducă semnături false ca să se victimizeze, să fie scos încă o dată din cursă ca să-și pregătească tramplina pentru parlamentare anticipate. Nu. Noi
Nu mai permitem la nimeni să-și bată joc de partidul nostru politic, noi nu mai permitem să-și bată cineva joc de cetățeni. Dacă cineva își va permite, măcar prin somn, vreo ilegalitate sau vreun abuz în adresa noastră, a să o primească și a să o primească foarte dur, așa că toți fie conștiință. Cum o să primească? Cum se vor comporta cu noi, așa ne vom comporta și noi. Că vă dați seama, dacă astăzi președintele Dodon sau alții din anturajul lui îmblă deputați pe raioane, că noi pe usate îl scoatem, dar trebuie să ne mai gândim. Să-i vădă, nu-i scoate pe dânșă, așa că și-i scoși pe dreață.